Cazinoul din Constanța s-a trezit la viață seara trecută. A găzduit un concert simfonic. Sute de oameni s-au bucurat de muzica bună într-o atmosferă rafinată. Dar concertul este de fapt un strigăt de ajutor față de starea avansată de degradare a clădirii. Instrumentele muzicale au răsunat în sala mare, boltită în stil baroc, de la parterul cazinoului. Constanțenii și turiștii au fost fascinați. Vrăjit de eleganța locului și acustica perfectă, publicul a părut că uită în ce stare este cazinoul. Spectatorii s-au simțit ca în secolul trecut, atunci când clădirea găzduia petreceri impresionante. Ne-am simțit cu toții regi și regine. Este un pas înainte și cred că autoritățile ar trebui să pună osul la treabă. Este o locație mai mult decât potrivită pentru astfel de evenimente. Cum au spus și cei interpreții, ne-au pus sufletul la loc. Concertul organizat la cazino face parte din inițiativa SOS Conac. Asociația trage semnale de alarmă asupra clădirilor de patrimoniu lăsate în paragină. Cazinoul a intrat în programul celor 7 cele mai periclitate monumente europene. Este un loc perfect pentru muzică, are o acustică fantastică. Dacă ne gândim ce valoare are, nu doar pentru Constanța, dar pentru țară, cred că ar fi foarte ușor de găsit și fondurile. You know, we had many of these places in East Germany. Many of them are renewed and beautiful and everybody's happy about, everybody's proud. An de zile, problema cazinoului a fost pasată de la o instituție la alta. În acest timp s-a degradat pe zi ce trece. Evenimentele sunt binevenite pentru că atrag atenția tocmai asupra faptului că se trăgânează lucrurile cu cazinoul. Nici măcar de conservare nu poate fi vorba și aceste lucrări durează foarte mult. O comisie din primărie va constata ce elemente decorative și constructive sunt degradate. După elaborarea raportului, ar putea începe execuția. După 3 ani de zile de licitații anulate, de uitat așa în zare, nu mai sunt atât de încrezător. Nu pot decât să sper. Ce putem crede? Până acum ce s-a făcut? Cazinoul se află acum în administrarea Companiei Naționale de Investiții. Asta e clar, soarta lui e însă incertă. Ca să fie salvat, e nevoie ca lucrările să înceapă urgent.